Bun găsit, domn profesor, un meci tare în fața noastră, un joc cu CSM București. Cum vedeți dumneavoastră? Da, în primul rând, bună ziua tuturor. Într-adevăr, ne așteaptă un meci extrem de dificil. Știm foarte bine, întâlnim campioana României. Venim din nou după o pauză internațională în care mai multe jucători au fost plecate la echipe naționale. Mă bucur că s-au întors sănătoase. Legat de joc, este clar, trebuie să ne ridicăm nivelul foarte, foarte mult pentru a face un joc bun și de a face o bună propagandă a handball-ului românesc și, de ce nu, al acestor fete care eu am considerat tot timpul că au calitatea de a se ridica profesional, să facă față acestor provocări, cum e meciul cu CSM București. Putem trage speranțe la un rezultat bun? Păi eu le-am spus acest lucru, nu putem să vedem la finalul jocului dacă vom reuși să câștigăm, dacă nu vom încerca. Nu va fi ușor, dar repet, este importantă încrederea pe care fetele trebuie să o aibă, să intre cu atitudine bună și să joace astfel de jocuri, pentru că doar prin astfel de jocuri tari putem să progresăm, atât individual cât și colectiv. Este clar că dacă privim puțin în urmă, nu avem încrederea necesară pentru astfel de jocuri, dar așa cum mi-a spus, după fiecare pauză, cum a fost și cea de acum, este un nou restart și este posibil să avem o răbufnire așa de orgoliu interioară și să ne ridicăm la un nivel bun, să facem un meci bun cu CSM București. Cum vedeți aceste pauze? Pentru că iată, sunt dese, va mai urma o pauză în perioada următoare. Cum vedeți dumneavoastră? Cum gestionați astfel de situații? Am mai spus-o. Pentru mine este foarte greu, pentru că s-au schimbat 11 jucătoare și eu sunt nou. N-am avut timpul necesar să intrăm într-o formă sportivă care să ne permită evoluții constant bune. Eu sper că va veni și momentul acela. E clar, și acum avem 3 jocuri grele, foarte grele, după care din nou se va întrerupe campionatul 3 săptămâni, o lună, în câte mai multe, sau o lună și ceva, pentru campionatul european. Deci e foarte important să conștientizăm că doar împreună și puterea grupului putem să facem față acestor provocări care le avem acum, cele 3 jocuri. Va fi un moment special și pentru suporterii din Craiova, pe lângă meci, va fi și ultima dată când o pot vedea pe Cristina Neagu la Craiova, o întâlnire specială aici în sala Polivalentă. Este adevărat, Cristina Neagu, indiferent de ceea ce au scris unii și au alții, a reprezentat handbalul românesc cu cinste, a fost desemnată cea mai bună jucătoare a lumii de foarte multe ori, deci este o emblemă a handbalului românesc, trebuie respectată. Și sunt convins că și oamenii din Craiova care vor fi alături de noi la acest joc, că vor aplauda, o vor încuraja și îi vor transmite lucruri pozitive, lucruri bune pentru viitorul ei, indiferent de activitatea în care își va desfășura. Va fi un meci cu o încurcătură specială, este un derby cu CSM București, va fi și foarte multă lume la sală. În astfel de jocuri, cu astfel de echipe, contează poate și un pic mai mult aportul publicului să fie alături de echipă? Da, e clar. Atunci când jucăm în săli, în deplasare, este clar că este foarte greu să păstrești concentrarea, pentru că sunt atât de mulți factori care îți influențează evoluția ta, pun presiune pe arbitri, pun presiune pe echipă. Și aici la Craiova, așa cum a spus-o din prima zi, sunt oameni care cunosc foarte bine acest fenomen, oameni pretențioși și își doresc ca această echipă care a fost acum câtva timp numărul 1 în Europa, într-un anumit moment, au rămas ancorați în povestea aceea și își doresc același lucru. Se poate construi, dar cu răbdare și timp, și sunt convins că vor fi alături de noi, așa cum au fost și în ultimele jocuri, chiar dacă n-au avut evoluții constant bune, au fost și au încurajat aceste fete. Deși și vineri seara sunt convins că vor fi mult mai mulți oameni, pentru că vin să vadă în primul rând CSM București, dar cu sufletul vor fi alături de aceste fete. Mulțumim și mult succes! Eu vă mulțumesc și vă doresc sănătate și vă așteptăm vineri seara la sală alături de noi. Bun găsit, Teo! Suntem în față unui meci foarte important împotriva CSM-ului, un meci foarte, foarte tare. Cum vezi acest joc? O să fie un meci foarte greu, ținând cont că sunt jucătoare de valoare, dar sperăm să fie un meci bun făcut de noi și să ne ridicăm la nivelul suporterilor și la nivelul așteptărilor noastre. Ai spus de suporteri, aștepți lumea să vină alături de voi la meci? Da, vreau să vină în număr cât mai mare și să ne bucurăm împreună după meci. A fost o perioadă de pauză. Cum crezi că a venit această pauză?
de bun augur pentru noi sau nu ne-a picat bine? Eu zic că nu, pentru că a fost o săptămână în care nu a fost lotul complet la antrenamente și acum este o perioadă scurtă până la meci de 4-5 zile, dar sper că totul să fie bine și să ne concentrăm în aceste antrenamente. În confruntarea cu CSM va fi și un moment special pentru Cristian Neagu. Va fi ultima dată când va juca la Craiova. Cum e pentru tine să o înfrunți în acest ultim joc al ei aici în Bănie, mai ales că tu fiind din Craiova? Sper să fie un meci frumos, să iasă sănătoasă, pentru că asta contează și ne pare rău într-adevăr că nu o să mai fie cu noi. Studiat adversarele, cum vezi CSM-ul? Pentru că e o echipă care de ani buni domină campionatul România. Sunt jucătoare bune, cu experiență, toate sunt la loturile naționale, dar sper să ne ridicăm la nivelul lor și să fie bine. Mulțumim! Mulțumim.